În urma informațiilor apărute în presă, referitoare la faptul că în județul Călăraș au fost prelevate doar 8 teste pentru detectarea SARS-CoV-2, Direcția de Sănătate Publică a județului Călăraș vine cu următoarele precizări. Numărul de probe prelevat la unitățile medicale din județul Călăraș și lucrate conform metodologiei de supraveghere în data de 29 octombrie 2020, dată la care laboratorul de analize medicale al Spitalului Județean de Urgență a lucrat 8 probe, a fost de 432 de probe, dintre care 242 lucrate la laboratorul Sinevo. Direcția de Sănătate Publică a județului Călăraș precizează faptul că testările PCR pentru detectarea SARS-CoV-2 se efectuează din fondurile alocate din Ministerul Sănătății pentru cazurile ce corespund definițiilor de caz suspect și probabil și categoriile de pacienți prevăzute în definițiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus COVID-19, postate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică și actualizate periodic. Probelor prelevate în cadrul metodologiei li se adaugă probele recoltate la cerere contra cost, al căror număr nu se cunoaște, conform procedurii actuale, către direcțiile de sănătate publică, fiind înaintate numai buletinele de analize pozitive. Menționăm că laboratoarele unde DSP Călăraș trimite probele de exudat nazofaringian pentru testul PCR SARS-CoV-2 sunt Laboratorul Institutului Național de Sănătate Publică, Laboratorul Regina Maria București, Laboratorul Sinevo București și Laboratorul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Laboratorul de analize medicale al Spitalului Județean de Urgențe Călăraș lucrează în prezent în cadrul metodologiei numai probele prelevate în situații de urgență pentru pacienții spitalizați în această unitate.